Bună, astăzi să vă prezint un gadget super cool, popular printre tineri, mai ales printre tinerii din America. Este vorba despre ochelarii Spectacles de la Snapchat, cea de-a doua versiune. Eu am testat prima versiune anul trecut, mi-a plăcut foarte mult și chiar mi-am cumpărat a doua versiune de Spectacles, varianta 2018. Prima versiune a avut ceva probleme. Ochelarii erau destul de mari și parcă nu mergeau purtați la orice. Dar cea de-a doua versiune nu doar că arată un pic mai bine, LED-urile în timp ce filmezi sau faci poze, pentru că mai nou poți face și poze cu cea de-a doua versiune, la prima nu puteai, LED-urile nu se văd la fel de pronunțat. Așa că poți filma sau poți face poze fără ca cineva să se prindă. În plus, ochelarii sunt acum și rezistenți la apă. Și mai vin câteva funcții interesante. O să vă arăt. Hai să facem și unboxing-ul. Să vedem ce vine în această cutie de plastic, de zici că este o sticlă tăiată. Are și fund așa, unei sticle de plastic. Scoatem folia mai întâi de protecție. Hai, este destul de ușor. Pe cutie, de fapt pe acest recipient, avem și câteva detalii despre ochelari. De exemplu, poți face videouri și poze, că sunt rezistenți la apă, că îi poți folosi oricând și că se conectează wireless, că se încarcă în această pusă de protecție sau toc. Seamănă chiar cu un toc de ochelari. Este textil pe o parte și plastic pe cealaltă, iar acest toc este nu doar de protecție, dar și de încărcare. Aceștia sunt ochelarii care arată foarte bine, mult mai bine decât prima variantă, care avea aici niște inele de culoarea asta galbenă turbat, așa, galben verzuliu. Acum inelele nu mai sunt, de asta v-am zis că e și un pic greu să-ți dai seama că filmezi sau faci poze. Nu se mai vede camera, nu mai este în evidență la fel de mult. Ochelarii arată foarte bine. Aceasta este husa. Hai mai întâi să vă prezint. Nu este o husă, ci, nu știu, un doc de încărcare, să-i spunem, care e destul de mic. Poți să-l porți ușor în geantă. Aici sunt pinii de încărcare și ochelarii au pin aici în partea stângă și îi așez în toc. E magnetic și o să se chiar foarte bine și rapid. Și tocul se încarcă deci. Alt pin de încărcare și ai și un cablu de încărcare. USB pe o parte și pinii aceștia special pe cealaltă parte, care tot așa se atașează magnetic. Cablul este textil, ceea ce e foarte bine că o să reziste în timp și nu o să se încurce foarte repede. Cred că o să reziste și dacă se joacă pisica cu el. Hai să vedem cum îmi stă cu ochelari. Nu stă rău, nu? Modelul este destul de drăguț, mai potrivit pentru fete, zice eu, deși este universal, pentru că are lentilele rotunde și această formă drăguță. Nu atrag atenția prea mult, adică nu-ți dai seama că sunt niște ochelari cu care ai putea să filmezi sau să faci poze, așa cum era Google Glass. Butonul pentru a filma și pentru a face poze și pentru a te conecta și butonul care face tot, singurul buton de pe acești ochelari, este aici. Dacă apeși o singură dată, vei face un video timp de 10 secunde. Dacă apeși de două ori, vei face un video de 30 de secunde, în rezoluție HD. Ochelarii, această versiune, cea de-a doua, 2018, fac și poze. Trebuie doar să ții apăsat pentru a face o poză, tot în rezoluție HD. Versiunea de anul trecut nu știa să facă poze. În plus, acești ochelari, nu doar că arată mai bine, fac și poze, și se conectează mai repede de la aplicația Snapchat și poți downloada de 4 ori mai rapid videourile sau pozele făcute în aplicația Snapchat, dar sunt și rezistenți la apă. Așa că poți să filmezi sau să faci poze sub apă. Și se pare că se recomandă să iei și la mare. De obicei, device-urile waterproof nu se bagă în apa sărată pentru că se vor distruge în timp. Dar chiar pe site-ul de la Spectacles scrie că poți să iei la mare cu tine. Deci să înțeleg că rezistă ceva mai bine la apa sărată. Ochelarii nu sunt polarizați, dar te vor proteja împotriva razelor solare. Și vin și cu instrucțiuni de utilizare și o cârpiță cu care să-i cureți. Eu zic că arată destul de bine. Lentila aceasta este un pic oglindă, se vede prin ea, dar în același timp și reflectă imaginea. Destul de interesantă. Brațele se încep
cu negru și apoi devin transparente spre spate, ceea ce e destul de interesant. Zona unde este camera foto și unde este butonul de a activa camera video și foto este destul de mică, față de prima versiune mai ales, adică nu este ceva deranjant. Aici este zona circulară cu LED-uri care anunță că filmezi sau faci poze, iar în cealaltă parte este camera foto și video. Atenție, dacă ești fată, trebuie să ai grijă ca părul să nu stea în această zonă. Pentru a putea descărca pozele și filmulețele realizate cu ochelarii Spectacles, trebuie să fii conectat la contul de Snapchat. Intri în cont și aici în meniu o zonă specială, Spectacles. Activezi locația, se pare că este necesară și locația. Ok. Bun, o activăm. M-a scos din setări, mai intrăm o dată. Spectacles. Trebuie să activez și Bluetooth. Ok, sper să nu mă scoată din nou. Și trebuie să mențin apăsat butonul de pe Spectacles timp de 7 secunde. Ia să vedem. 7 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Na, am mers chiar mult mai repede. Ne dăm și un nume. Punem desigur Victoria. Ok. Gata. Asta a fost tot? Sper că asta a fost tot. Avem și un tutorial. Cum am zis, odată filmează 10 secunde. Ți-a apăsat pentru a face poze. Aici vedeți și modelul pe albastru. Hai să vedem și nivelul bateriei. Se pare că trebuie doar să lovim de 2 ori pe rama ochilar. Bun. Sunt la vreo 75%, spune. Deci nu este circulețul full. Încă o dată. Drăguț. Că poți să verifici foarte repede, fără telefon, câtă baterie mai au ochelarii. Dacă rămân fără baterie, îi pui imediat în tocul de încărcare. Gata, asta a fost tot. Videourile și pozele vor fi salvate în albumul Amintiri. Hai să vedem dacă avem ceva în albumul Amintiri. S-a fost aici. Asta filmează. Aici. Cred că ai amintiri. Bun, am găsit. Se pare că am mai folosit aplicația Snapchat în 2016, în octombrie. Bun. Hai să ne uităm la un filmuleț. Foarte tare la această aplicație este că oricum ai mișca telefonul, o să vezi întreaga imagine. Pentru că ochelarii Spectacles filmează rotund și fac poze rotunde. Vedeți? Este un efect tare drăguț. Și au și sunet, desigur. Ochelarii având două microfoane. Ne vedem. Așa aici. Foarte drăguț, nu? Îmi place acest mod de a vizualiza conținutul. Zici că te uiți la un video 360, deși nu este 360. Iar dacă exporți acest video sau pozele și vrei să le pui pe Instagram, pe Facebook sau să le trimiți pe mail sau oricum vrei tu să le distribui, poți face asta. Noua versiune de Spectacles la Snapchat costă $150 dacă îi cumpărați din America sau 150 de lire pe site-ul Amazon.uk. Din păcate, nu se livrează în România. Eu i-am comandat de pe Amazon.uk, au fost livrați în Londra și un prieten a venit cu ei în țară. Doar așa îi puteți cumpăra momentan. Voi ce părere aveți? Vă plac ochelarii Spectacles versiunea 2 de la Snapchat